Credeți că nu ați mai experimentat anxietatea până acum? Ei bine, s-ar putea să nu vă fi dat seama, deoarece oamenii experimentează anxietatea în moduri diferite. Ideea ta legată de anxietate s-ar putea să nu se alinieze cu modul în care o experimentezi și s-ar putea să nu observați anxietatea la cineva care se luptă cu ea în mod particular. Așadar, este important să vă amintiți să fiți întotdeauna amabil, deoarece nu puteți ști niciodată cu ce se luptă ceilalți atunci când sunt singuri. Dacă te confrunți cu anxietate, să știi că nu ești singur în fața acestor provocări. Anxietatea este o parte normală a vieții. Ea ne avertizează asupra pericolelor și ne ajută să ne pregătim pentru o mare varietate de situații. Dar, conform manualelor de diagnostic al tulburărilor mentale, anxietatea devine o tulburare atunci când începe să aibă un impact asupra traiului zilnic și asupra diferitelor aspecte ale vieții. Acestea fiind spuse, iată 5 lucruri pe care persoanele cu anxietate le fac. Numărul 1. Gândesc prea mult. Tulburările de anxietate se caracterizează prin îngrijorare și teamă excesivă sau disproporționată care se interpune în calea activităților zilnice. S-ar putea să nu fie la fel de evident pentru alte persoane, dar cei care se luptă cu anxietatea tind să se gândească prea mult, atât în prezența altora, cât și atunci când sunt singuri. Multe persoane care se luptă cu anxietatea au tendința de a se gândi la lucruri negative despre ei înșiși și despre trecutul lor. Aceștia pot retrăi aceste evenimente din trecut în capul lor la nesfârșit, încercând să se gândească la ceea ce ar fi putut face diferit. Și își pot imagina, de asemenea, posibile evenimente viitoare pentru a încerca să anticipeze lucrurile care ar putea merge prost. Numărul 2. Se limitează la zona lor de confort. Toată lumea se simte anxioasă din când în când, dar cei care se luptă cu o tulburare de anxietate își ajustează constant viața pentru a se adapta la aceasta. Aceștia se pot limita la activități care le calmează gândurile zilnice sau se pot angaja în activități care le permit să evite lucrurile care îi fac să se simtă anxioși, în loc să aleagă activități doar pentru distracție sau interes. Cum ar fi revederea acelorași emisiuni la nesfârșit, pentru că nu trebuie să se simtă anxioși anticipând ce s-ar putea întâmpla în continuare. Unele persoane pot să nu fie în stare nici măcar să iasă din casă, de teama de a se afla în locuri și situații în care scăparea poate fi dificilă, sau s-ar putea chiar să nu poată să iasă din casă fără o anumită persoană pe care le este teamă să o piardă. Numărul 3. Se retrag din interacțiunea socială. Unele persoane cu anxietate pot avea o viață socială limitată și pot refuza invitații, nu din lipsă de interes, ci pentru că anumite griji și temeri pur și simplu le țin paralizate în casă. În unele cazuri, persoana poate părea neinteresată să petreacă timp cu ceilalți din cauza unei temeri majore de a se simți umilită, respinsă sau privită de sus în interacțiunile sociale. Persoanele cu anxietate se pot retrage din punct de vedere social pentru a face față temerilor lor și ar putea să evite telefoanele, ori să le ignore, sau să își dezactiveze notificările pentru a-și putea gestiona sentimentele de anxietate, iar mai târziu să se simtă copleșite și anxioase când văd mesajele și apelurile primite. Numărul 4. Tergiversarea sau lupta pentru a termina sarcinile. Persoanele cu anxietate, în special cele cu anxietate funcțională ridicată, pot părea persoane complet puse la punct, dar se pot lupta, de asemenea, cu terminarea lucrărilor atunci când sunt singure, deoarece gândurile anxioase le pot forța să amâne îndeplinirea sarcinilor. Anxietatea afectează, de asemenea, memoria de lucru, ceea ce face dificilă concentrarea suficient de mult timp pentru a finaliza sarcinile. Și astfel, ei pot fi nevoiți apoi să se grăbească pentru a termina lucrurile la timp, adăugând un stres suplimentar. Numărul 5. Nu pot să doarmă. A suferi de anxietate nu se traduce printr-o energie negativă imediată sau agitație, ori oricare altă stare pe care ceilalți o pot detecta cu ușurință. Cineva cu anxietate poate părea calm și odihnit când, în realitate, s-ar putea să nu fi dormit din cauza gândurilor. Dacă reușesc să adormă puțin, ar putea fi neliniștiți sau măcinați de coșmaruri legate de anxietatea lor.
De exemplu, cei care suferă de tulburare de anxietate de separare pot avea coșmaruri despre faptul că sunt separați de cei dragi. Tulburările de anxietate sunt complexe și variate, dar nu uitați că un anumit nivel de anxietate este normal, iar tulburările de anxietate sunt cele care cauzează suferință sau afectare în diferite domenii ale vieții. Dacă cineva pe care îl cunoașteți sau dumneavoastră vă luptați cu o tulburare de anxietate, nu ezitați să cereți ajutor de specialitate. Vă mulțumim pentru vizionare!